Președintele Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, acuză guvernarea că nu este în stare să dea închirie niște spații comerciale cu referire la licitația de la aeroport, dar se încumetă să promite proiecte grandioase. Vorbind despre tenderul care tot este amânat și reluat, politicianul spune că seamănă cu o adevărată Santa Barbara, serial cu un număr mare de episoade. El a împroșcat cu critici în direcția puterii la o emisiune de la N4. O chestie absolut banală, cum ar fi închirierea unor spații comerciale, fie ele și în aeroport, s-a transformat într-o cursă, într-un serial politic fără sfârșit. Un fel de Santa Barbara. Într-o societate sănătoasă la cap, cine credeți că la Paris vorbește un an de zile despre niște spații comerciale din aeroport? Credeți că la Berlin se discută, toată societatea discută cui trebuie să dăie niște spații unde se fac găluși și să mănâncă în aeroport? Noi am transformat o chestie banală, niște spații comerciale, le-ai luat de la șor, le-ai făcut licitații, le-ai dat, nici nu trebuie să știe nimeni. Vasile Costiuc mai afirmă că ministrul infrastructurii Andrei Spânu nici nu trebuia să știe despre licitație. Serial, cu anulare de licitații, cu convinuiri, cu implicări a ministrului. Eu am impres că Spânu, ca în calitate de ministru, nici nu trebuie să știe. Nici habar n-am ce se întâmplă. Nici nu mă interesa să se întâmplă. Dar faptul că el se implică, el știe, s-a pornit anchete penale și nu știu ce, asta demonstrează un nivel de corupție exact cum l-am avut și până la dânșii, că nu vreau să-i scot în evidență că e mai bun ca așa sau mai răi. Însă așași linii. Și-a transformat o chestie banală de arendă a unor spații comerciale, că mâine o să vină alții și o să le dăm în arendă la alții și tot așa, într-un serial cu mulți semni de întrebare. Și eu cred, credeți-mă că asta e o lovitură de imagine pentru Partidul de Guvernare și pentru noi în ansamblu. O lovitură de imagine. Băi, vă sunteți proști? Voi nu vă duci cap să dați în arendă două spații de făcut pe rajoașa la aeroport. Și voi povestiți că o să faceți stadioane, o să faceți gospodării, o să țineți animale. Am încercat să obținem o reacție de la Andrei Spânu, dar acesta nu ne-a răspuns la telefon. Menționăm însă că oficialul de mai multe ori ne-a spus că nu va oferi comentarii postului nostru de televiziune. În prezent sunt depuse cererile pentru participare la a treia licitație pentru închirierea spațiilor comerciale din aerogară. Dosarele sunt recepționate până în 24 iunie. În data de 25-26 ele vor fi examinate, iar în 27 iunie este planificată desfășurarea concursului și anunțarea câștigătorului. Amintim că cele două licitații de la aeroport au ieșuat din lipsa concurenței necesare, deoarece la ele a participat doar Lagardère, o companie franceză. Mai mulți politicieni din opoziție și experți consideră că pentru ambele tendere s-au impus condiții care favorizau doar această firmă, cu reprezentanții căreia s-a întâlnit inclusiv președintele Maia Sandu. Potrivit unor exponenți ai opoziției, în spatele ilegalităților de la aeroport s-ar afla ministrul infrastructurii Andrei Spânu, care favorizează la Lagardère acuzații respinse de oficial. Totuși, după anularea primului concurs, demnitarul a spus că dacă la noua licitație va participa o singură companie, aceasta poate fi declarată câștigătoare. Deși șeful grupului Lagardère a demisionat recent din funcțiile sale de conducere, inclusiv din postul de director general, după ce procurorii francezi i-au adus acuzații în legătură cu o anchetă privind finanțarea cheltuielilor personale ale companiilor sale. La începutul lunii, Parlamentul a votat legea prin care aeroportul Chișinău a fost inclus în lista bunurilor care nu pot fi privatizate, principalul scop al amendamentului fiind extinderea termenului de arendă al spațiilor comerciale de la 3 la 5 ani, a recunoscut deputatul PAS Radu Marean. Potrivit lui, prin această modificare, autoritățile doresc să atragă mai mulți candidați interesați de localurile din aerogară. Blocul comuniștilor și socialiștilor a sesizat Curtea Constituțională declarând că modificările au fost operate cu încălcarea procedurii legislative și urmăresc alte scopuri decât cele declarate. Potrivit informațiilor postate pe site-ul Moody David Report, pentru închirierea a 7 spații cu o suprafață totală de 4.781 de metri pătrați destinate restaurantelor, partea moldovenească ar dori să primească lunar 74.590 de euro, iar din închirierea a 5 spații cu o suprafață de 1.461,5 metri pătrați destinate magazinelor, o taxă de 83.374 de euro pe lună. Organizarea licitațiilor pentru închirierea spațiilor comerciale
comerciale din aeroportul Chișinău a intrat în vizorul Procuraturii Anticorupție. Asta l-a nemulțumit pe ministrul infrastructurii Andrei Spânu. Ulterior și președintele Parlamentului Igor Grosu s-a arătat deranjat de faptul că Procuratura Anticorupție a pornit o cauză penală privind tenderul pentru spațiile comerciale de la aerogară. Acesta a spus că a avut un gust amar că o instituție de drept s-a autosesizat pe acest caz. Totodată Grosu a îndemnat pe toată lumea să-l lase pe Spânu în pace, deoarece își face treaba bine. Ulterior, Procuratura a anunțat că nu va mai porni urmărirea penală în acest caz din lipsa componentelor de infracțiune.